Deci salutare tuturor, eu sunt Robi, alături de fata asta cringe-worthy. Mergem, bineînțeles, ca de obicei la dentist din nou, pentru că... Fii atentă! Cum se închide asta? Asta nu e de la Tommy Hilfiger. De la Tommy Hilfiger. Să lăsați un like pentru acest daily vlog dacă vă place și vreți să continuăm. Și vreau să vă spun că Roberta s-a apucat de vlog, aveți canalul ei în descriere, probabil o să-l fac, adică momentan ce n-are canal, trebuie să-l fac, să-i fac banner, să-i fac toate prostiile de genul. Dar în fine, nu contează chestia asta și zice Roberta că ea nu vrea să aibă un canal din ăla de beauty sau cum îi zice. Păi stai că bate soarele, hai aici. Nu te văd. Așa. Ia ține camera în mână. Cu mâna, așa. Căștile vreau mele. Să văd cum ai filmat un daily vlog. Mai, nu, așa îți faci poze, nu așa ai filmat. Anca, Anca, unde e Anca? Cine e Anca? Nu știu, Lulu, Lulu. Ok, nu prea se pricepe, dar în fine, nu contează. Ține. Hai să mergem. Unde? Mergem, mergem. Unde? Mergem să mergem. Ce? E foarte dubios să-mi bag piciorul. Aici. Bun, oameni, și am ajuns în oraș. Wow. Da, sigur avem voie să stăm. De ce n-aș avea voie să stau pur și simplu pe scări aici jos, ok? De ce n-aș avea voie să fac chestia asta? Suntem aici cu șefa. Cred că e al treilea vlog pe care îl fac pe scările astea. Și tot timpul merg la dentist. Am mers să luăm Bean Basel pentru un challenge pe care am vrut să-l fac, dar din păcate nu am avut, ceea ce mi s-a părut foarte aiurea, pentru că de ce să nu ai, știi? Bag în tine ca animal, nu mănânc în video, mă, ce ai? Și îmi pare rău că n-au avut, pentru că am vrut să facem un challenge destul de interesant cu Roberta, să pun și pe canalul ei și pe canalul meu. Vă reamintesc că aveți canalul ei în descriere în caz că vreți să aruncați o geană pe acolo. Și în momentul de față o așteptăm pe Mother, care stă în păuntru, gen, ea are programare la 12, nu știu pentru ce, și eu am la 3 jumate, pentru că medicul meu abia de la ora 3 vine. Pot să spun că e foarte, foarte iurea chestia asta, dar, în fine. Ce? Uh-huh. Poftim, dă-mi și mie. Am mâncat? Nu. Înainte de chipsuri. Tu? Am întrebat dacă vrei, dar nu mai erau. N-aș Dar totuși, hai să mergem. Dacă vrea cineva să iasă, să mergem. Păi, n-are loc? Da. Și cred că e abia 12:30 și mai trebuie să stăm. Și nu știu unde o să mergem, fata. La mall. Bun, oameni, mai trebuie să așteptăm până la 3 și în momentul de față stăm în parc alături de șefa mea de aici și e foarte ciudat că sigur o să treacă cineva în timp ce filmez și o să se uite la mine. Foarte ciudat. Păi trebuie să se audă pe filmare sau cum. Și după cum ați văzut din titlu, am ceva foarte important de vorbit cu voi. În afară de faptul că Roberta are canal de YouTube și trebuie să vă abonați ca să facă follower pe Instagram. O să las acolo jos. Ideea este că, nu știu, de la ultimele daily vloguri, de la ultimele mai, la toate daily vlogurile am foarte mult hate. Sincer, nu mă așteptam la chestia asta. Când mi-am început canalul de YouTube, tot a fost destul de bine, adică nici nu prea eram apreciat și chestii, dar teoretic nici nu prea făceam dislike-uri, știi? Și de la un timp am început să fac foarte multe dislike-uri, știi? Nu înțeleg de ce lumea urăște poate ce fac sau au ceva cu mine, cu ea, cu oricine. Cu mine, aulă, atâta vă trebuie. Și nu știu care e ideea cu chestia asta, adică fac eu ceva greșit, nu vă place ce fac. Chat. Dacă nu vă place, pur și simplu vă recomand să vă dezabonați și vreau să vă mulțumesc totodată pentru 400, cred că 50 de abonați. Ieri aveam 430 sau ceva de genul. Și chestia asta e super, super tare, pentru că înainte să încep chestia cu daily vlogurile, pur și simplu nu făceam abonați deloc, adică aveam 100 și ceva, și apoi când am început daily vlogurile a crescut foarte mult. V-am mai spus, când o să înceapă școala, nu o să mai fac daily vloguri. Deja parcă nu prea mai am chef să fac foarte multe, adică na, când mai merg undeva sau așa. Dar o să fac sketch-uri și o să fac videoclipuri, nu știu, interesante poate. Ca și acel videoclip cu Prank Lyrics, în care am văzut că nu a fost chiar atât de apreciat, adică
Nu e chiar atât de apreciat, a fost relativ ok, dar nu înțelegeți și voi ideea. Deci, cam asta am vrut să vă zic prin partea asta din vlog sau, na. Fii atent ce talent ascuns am eu. Uimește-ne pe toți. Wow, by the way, se aude foarte ăsta. E gălăgie mare afară. Sunt mai foarte nervoasă. Deci dacă în 5 minute nu vii, hai pa. Ah, Doamne, ce cancer. E foarte fain să stai în parc, așa-i? Pui și tu o muzică ceva pe telefon să nu ascultăm. Nu, muzică. Ah, Doamne. Robert, ai ceva de spus? Da. Ce să vă mai zic eu ca să nu vă plictisiți? Robert a făcut primul vlog despre un tag, ceva, a ieșit foarte nașpa. Ba nu, videoclipul ăla e mai fain decât toate videoclipurile mele pe care le pui la un loc. Bă, având în vedere că eu l-am editat și eu ți-am făcut thumbnail, eu ți-am făcut canalul ce de YouTube. Ce thumbnail? Mi-ai pus ăla cu limba? Nu doar thumbnail, o să spun da, și... ăla vreau. O să spun și niște din astea faine, niște... Da, ăla-l vreau, bă. Da, mă. Da, mă, ăla ți-l pun. Îmi place tricoul meu. Vă place cum sunt îmbrăcată? Nu. O tricot o musc așa și mi-o pretezat puțin nasul. Interesează. Undeva pe acolo unde e mașina aia se face dar ceva. Dar arăta cu degetul. De ce să n-arăt cu degetul? N-am voie. Se fac ceva reparații și nebunii și e foarte, foarte iurea. Dreptate am? Nu. De ce? Pentru că nu ai niciodată dreptate. Sau... Da. I'm sorry. I'm so sorry. Wow, deci uitați-vă cât de luminos. Nu știu, pur și simplu fața lui Robert atât de puternică. Bine, dacă e drept, pot să dau atât de întunecat încât, na, nu se mai vede nimic. Dar e ok, nu? Bă, hai să mergem la fântână. Nu. Hai la catedrală. Nu. Hai să ne spovedim. Nu. Hai ceva. Eu n-am stat cu piciorul. De ce e aia? Habar n-am, bă, dar e foarte multă gălăgie de la fucking prostia aia. Și mă enervează, wow. Treci rodie. Ne-am pus în mișcare. Treci rodie. În telefon? Da. De ce? Rodie, Lulu. De ce rodie Lulu? Rodie Lulu. E foarte ciudat, bă, pe bune. Bine. Îți ne cu tine? Open eyes, it was only just a dream. Deci mi-e cold. Nu că nu beau, nu beau. Dă-mi că doar vreau să-l arăt la cameră. Să fac focus. Uite ce frumos se vede. Stai mă, focus. Așa, uite-te cât de frumos se vede în spate, pe bune. Wow. Și mergem în parcare. Să luăm mașina, să plecăm la mall, probabil. Cuțu. Hai cât e de frumos. Cred că i-am dat puțin cancer sau ceva de genul. Cui? La câine. Dar termină cu cancerul ăsta, că nu-i de glumit. Uite că vine. Cuțu. Dar poate e al cuiva, mă. Contează, hai să ne uităm la el. Berta, îl mângâi. Dacă e orb. Cuțu. Bă, este orb. Termină, lasă. Hashtag. Nu. Hashtag suc, hashtag am bani, hashtag n-am bani, hashtag iPhone 5, hashtag nu e al meu, hashtag e al lui Robi, hashtag hashtag wow, frunză, hashtag... Finally, you did it! You made it! You make it! Ce părere ai despre acest tablou? Eu l-am făcut. Tablou liric. Eu l-am făcut. Am talent. Este un pastel. Am talent și nu mă ori primi la arte.
Și eu le-am dus pictura asta și au zis că nu mă primesc. Sau i-ai adus pe ei aici? I-am adus, am făcut o poza asta și am zis că eu am pictat tot, nu m-au crezut. Păi de ce? Tu ai talentul mult mai mare. Eu sunt prea mică să crezi atât ceva de mare. Păi... Sunt prea mică să crezi ceva atât de mare asta. Auzi, păi tu în momentul de față, știi, ea își face griji că, bă, dar nu e rezervat aici unde stăm. Na, păi dacă tu ocupi cât o mașină, ce vrei să-ți fac? Eu ocup. Da, o burtă. Wow, deci e foarte cald. Mergem la mall.